Ozonoterapia este una dintre numeroasele metode de terapie alternativă. Cu ajutorul ozonoterapiei se tratează aproximativ 200 de afecțiuni. Ozonul are un efect antiinflamator, un efect de relaxare a mușchilor, un efect de regenerare, de grăbire a vindecării, astfel încât funcționează în afecțiuni în orice patologie dureroasă, fie că e vorba de o artroză, de o gonartroză, fie că e vorba de o entorsă, de un traumatism acut sau de o spondiloză cervicală sau o hernie de disc, ozonul poate fi folosit atât ca monoterapie, cât și ca tratament adjuvant în tratamentul durerii. Sunt afecțiuni în care ozonul poate să vindece complet sau poate doar să ajute, să avem o ameliorare, un grad de reducere a durerii. Alte efecte ale ozonoterapiei sunt cele de imunostimulare și de detoxifiere. Dar să vedem cum, când și în ce condiții se poate face ozonoterapie. Bineînțeles, pentru a avea un anumit efect, trebuie folosit în anumit fel ozonul. Sunt peste 24 de proceduri de administrare a ozonului. În imunostimulare și în detoxifiere se folosește autohemoterapia, care este principala procedură din ozonoterapie. Presupune recoltarea de sânge, amestecarea acestea cu ozon și retransfuzarea lui în corp. E o procedură ce durează 30 de minute și se pot face 10-20 de proceduri. Alte acțiuni ale ozonului sunt efectele de distrugere a infecțiilor. Distruge microbii, virusurile, de aceea funcționează în tratarea hepatitei, de exemplu a hepatitei virale B sau C. În tratarea infecțiilor stafilococice, cum este acneea stafilococică sau erizipelul, sau infecțiile urinare. Totodată, ozonul poate fi folosit în medicina sportivă, în orice patologie de medicina sportivă, în stomatologie, în ginecologie, în urologie, în afecțiuni ale căilor respiratorii, astmul bronșic, bronșita, pot fi tratate și cu ozon. În oncologie, iarăși este o ramură în care ozonul poate fi folosit ca și tratament adjuvant, fie înainte, fie după chimioterapie. Modalitățile de administrare sunt numeroase și diferă de la o afecțiune la cealaltă. De exemplu, în cazul herniei de disc, avem acolo un disc care a fost fisurat și miezul pulpos a ieșit afară. Discul are două componente, un înveliș fibros și un miez pulpos mai moale, mai gelatinos. În contact cu ozonul, acel disc se contractă pentru că ozonul reduce apa din disc. Atunci își micșorează volumul, se retrage destul cât să nu mai intre în contact cu nervul și apare așa zisa vindecare. Dar, bineînțeles, trebuie să fie o hernie de disc mai nouă. Dacă are 10 ani și s-a mumificat, s-a calcificat, nu mai interacționează cu ozonul, merge doar pe efectul antiinflamator local. O perioadă de 6 luni, un an, pacientul nu va mai avea acele dureri. Ozonul este un agent sterilizant, distruge orice microorganism. Atunci, dacă avem o infecție, nu trebuie decât să pun ozonul în contact cu acea infecție, să-l duc în acea zonă. De exemplu, dacă e o infecție de piele, se poate face o baie cu ozon. Se pune membrul, să zic, într-o pungă specială în care se introduce ozon. 30 de minute e contactul între ozon și acel microorganism în care microorganismul este distrus. Un efect al ozonului despre care putem vorbi este efectul de îmbunătățire a circulației, pentru că ozonul subțiază sângele și întărește peretele vascular și atunci poate fi folosit în patologia cardiovasculară, cum sunt ischemiile, cum sunt arteriopatiile obliterante. Da? În care sângele nu ajunge în periferie, eu îl pun în circulație, un plus de oxigen îl pun în circulație și atunci va oxigena țesuturile care suferă din lipsa de oxigen. Alt mod de acțiune al ozonului, imunostimularea și detoxifierea, declanșează producerea de antioxidanți în corp și distruge radicalii liberi prin acțiunea directă. Există 24 de modalități prin intermediul cărora ozonul poate fi administrat pacienților cu diferite afecțiuni. În principal, se apelează la injecțiile locale cu ozon, intradermice în scop cosmetic, de obicei subcutanate, sau intramusculare, ori intraarticulare pentru durere. Spre exemplu, în zona lombară, când avem o hernie de disc, injecțiile sunt intramusculare. În zona cervicală, injecțiile sunt subcutanate cu ozon. Într-o artroză va trebui să pun ozon în articulație, atunci injectarea se face în articulație.
Numărul de ședințe, în medie, sunt 10 ședințe care se repetă la 6 luni sau un an, după nevoie. Un caz avansat, un grad avansat de afecțiuni duce la, necesită o reluare a tratamentului la 6 luni. Alte moduri, autohemoterapia majoră și minoră, în care se recoltează sânge, se amestecă cu ozon și se reintroduce în corp, fie înapoi în vena, în venă, fie intramuscular. Există perfuziile cu ser fiziologic ozonat după școala rusă, există băile cu ozon, acelei saci cu ozon în care se introduce un membru, o mână, un picior, insuflațiile nazale cu ozon pentru alergii, e cea mai simplă procedură. Pacientul își ține respirația, eu introduc ozon la nivelul căilor respiratorii superioare cu două seringi. După 10 secunde expiră, elimină tot ozonul care nu trebuie să ajungă în plămâni și se repetă procedura de 10 ori. Insuflațiile auriculare cu ozon pentru otite, de exemplu, sau pentru hipoacuzie. Insuflațiile rectale cu ozon pentru colite sau pentru boli interne, pentru că ozonul, prin intermediul mucoasei, tubul digestiv, se absorbe în sânge și sângele duce acolo unde este nevoie de el. Mai există, de exemplu, apa cu ozon, eu o folosesc pentru gastrită. Da? Se ozonifică apa, durează 10 minute, pacientul va bea 10 zile consecutiv câte o sticlă cu apă. Acel ozon poate ajuta la, în cazul gastritei și a ulcerului gastric. Specialiștii susțin că nu există efecte adverse ale ozonului. În schimb, sunt câteva contraindicații în cazul unor afecțiuni. Care sunt acestea? Hipertiroidismul este o afecțiune în care nu se poate face, tulburările de coagulare ale sângelui, pancreatita cronică, infarct miocardic acut, accidentul vascular cerebral hemoragic. De ce? Pentru că ozonul subțiază sângele, ozonul accelerează metabolismul, un hipertiroidism înseamnă un metabolism accelerat și atunci poți să-i fac rău pacientului introducând ozonul în corp. În hipertensiune nu e contraindicată. Hipertensiunea nu este contraindicată, numai că dacă este foarte mare nu poți să manevrezi sângele pacientului. Trebuie să am anumită valoare a tensiunii ca să poți să facă autohemoterapia. Repet, aceste contraindicații sunt pentru tratamentul general de autohemo. Tratamentul local pentru o durere de cot, de exemplu, pot să pun ozon chiar dacă pacientul are hipertiroidism. Ozonoterapie este folosită de numeroase vedete, printre care actrița Sharon Stone, fotbalistul Zinedine Zidane sau membrii trupei Rolling Stones.